Cu mine la Evanghelia după Marcu, la capitolul 5. Și să citim începând cu versetul 21, pagina în Scriptură 967. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul dintre fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de pune-ți mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus și a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fica ta a murit. Pentru ce mai super pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. El își băteau joc de el. Atunci, după ce a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă, fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. Despre acest Dumnezeu vorbim noi în această seară. Mărire Lui! Amin. Mărire Lui! Amin. În vecii vecilor! Iubiții Domnului, prea multe lucruri nu se vor întâmpla în biserică atâta vreme cât vom veni la biserică fără să avem în noi un gând puternic. Când ajungi în casa lui Dumnezeu, ar trebui să fii însuflețit de o dorință puternică. Și atunci când pornesc spre casa lui Dumnezeu, fiecare dintre noi ar trebui să aibă o așteptare în inimă. De cele mai multe ori Dumnezeu răspunde așteptărilor noastre și când așteptările noastre sunt zero, așa este și prezența lui Dumnezeu. Niciodată să știți că atunci când pornești de acasă cu un gând aprins în inima ta, nu se va întâmpla să pleci la fel cum ai venit. De fiecare dată când pleci de acasă cu o dorință puternică în inima ta să te întâlnești cu Dumnezeu, eu îți garantez că te vei întâlni cu El. Necazul cu noi este faptul că atunci când am ajuns la biserică, dacă am fi întrebați în momentul când intrăm în biserică, ce așteptare ai tu astăzi? Să știți că mulți n-am putea să dăm un răspuns. E joi, am venit la biserică. Când a plecat femeia aceasta de acasă, a știut că singura șansă pe care o are în viața ea, în viața ei, este întâlnirea cu Iisus. Femeia aceasta, când a plecat de acasă, vorbea cu sufletul ei și este unul dintre lucrurile remarcabile pe care noi ar trebui să le învățăm. Pentru că, dragii mei, vorbim atât de mult unii cu alții, că nu mai avem timp să ne auzim glasul din inimă. Psalmistul la un moment dat stă de vorbă cu sufletul lui și îi pune o întrebare tulburătoare, zice, pentru ce te mâhnești și gemi în lăuntru, suflete al meu?
Nu stă de vorbă nici cu pastorul, nici cu vecinul, nu stă de vorbă nici cu colegul de muncă, ci stă de vorbă cu sufletul lui. Și spune sufletului lui, suflete al meu, bag de seamă că de la o vreme tu te întristezi. Tu nu mai găsești calea spre fericire. De ce ești trist, suflete? Și a răspuns sufletul lui. Pentru că tu, zice el, mă duci în locuri unde nu există bucurie. Pentru că tu nu dai să mănânc lucruri care pe mine niciodată nu mă vor aștepta să fiu fericit. Dumneavoastră credeți că în măsura în care noi ne hrănim în fiecare seară cu știrile de la televizor, vom ajunge să fim fericiți? Dumneavoastră credeți că dacă noi avem prieteni care după 5 minute încep să bârfesc, noi vom fi fericiți? Fericirea noastră atârnă întotdeauna de ceea ce nădăjduiește sufletul tău. Și aș dori din toată inima și în numele Domnului Iisus Hristos ca în această seară să avem o așteptare sfântă. Eu am venit aici în această seară cu gândul că la sfârșitul acestui timp voi chema oamenii în față și mă voi ruga pentru ei și Dumnezeu din cer le va da vindecare. Gândul pentru care eu am venit astăzi în această seară la biserică este că am văzut cu ochii minții mele prin credință cum au venit oamenii aici la altar, ne-am rugat și Dumnezeu din cer s-a atins de ei. Și cred în numele Domnului Iisus Hristos că asta El o va face. Și stau și mă uit după timpul acesta și dacă există vreo dorință în mine în acest moment este aceasta, abia aștept ca Dumnezeu din cer să-și pună mâinile peste noi la rugăciune. Iubiții Domnului, întotdeauna când vii la biserică, dincolo de gândul care ar trebui să ne însuflățească și mă rog din toată inima, Dumnezeu să ne ajute. Vreau să vă spun un lucru care de ani de zile, aproape că l-am și uitat. Eram tânăr ca, cum nu mai sunt, dar mă rog, nici bătrân nu sunt. Eram tânăr și într-o dimineață m-am rugat lui Dumnezeu ducându-mă la biserică. Și așa mi-am dorit să aud din partea lui Dumnezeu ceva pentru sufletul meu și m-am rugat plângând acasă, m-am rugat plângând pe stradă și am zis, Doamne, orice s-ar întâmpla, Tu astăzi vei vorbi. Aceasta e credința mea, Tu îmi vei vorbi. Și Tu vei spune mie un cuvânt de care am nevoie. Și m-am rugat cu toată inima și am zis, Doamne, Te rog frumos, Tu astăzi alegeți un om prin care să vorbești. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, trimite-L pe acela de care este nevoie ca sufletul meu să primească un cuvânt. Și m-am rugat cu un foc pătrunzător și acasă și pe stradă. Când am ajuns la biserică, pastorul nostru nu era la biserică, fratele Emil Bulgar. Când am văzut, m-am mâmuiat. Deodată rugăciunea mea parcă n-am mai avut același aplomb. Am zis, ce, nu-i pastorul aici. Cum, prin cine îmi vorbește mie Domnul? M-am uitat, nu era decât un frate diacon. Și fratele acesta diacon, eu stăteam așa în al doilea rând pe partea dreaptă, fratele acesta diacon, după ce am cântat o cântare și a citit un text și noi ne rugam pentru început, a venit la mine și a zis, frate, zice, Domnul mi-a zis astăzi că dumneata vei predica. Eu nu predicasem în biserică. Și am zis, frate, cu siguranță că Domnul n-avea cum să spună lucrul ăsta. Pentru că eu de dimineață mă rog ca Dumnezeu să trimită un om să vorbească astăzi bisericii. Și l-a spus, frate, nu știu ce ți-a spus ție Dumnezeu sau ce crezi tu, tu astăzi vei predica. Și când m-am dus în față la amvon, îmi tremurau genunchii. Nici în ziua de astăzi nu știu ce am predicat, dar știu un singur lucru. Cu fiecare cuvânt pe care l-am rostit, Dumnezeu din cer a vindecat inima mea. Și m-am dus de la biserică cu foarte mare încredere în Domnul. Iubiții Domnului, vreau să vă întreb cu sinceritate și vă rog să nu cumva să dați un răspuns fără să vă gândiți. Credeți cu adevărat că Iisus Hristos este în seara asta aici? Credeți cu adevărat că Dumnezeu în seara aceasta poate să facă ceva în inimii noastre? Aveți o așteptare de la Domnul în seara asta? Dacă n-ați avut-o până acum, ar fi bine să vă gândiți, Doamne, asta vreau să-mi faci Tu mie în această seară. Gândește-te ce vrei să-ți facă Domnul. Când Domnul Dumnezeu s-a întâlnit cu mulți oameni în Biblie, știți care a fost întrebarea? Ce vrei să-ți fac? Știți cum ar putea să punem întrebarea aceasta al minteri? Tu cu ce gând ai venit la mine? Tu ce așteptare ai în seara asta de la mine? Tu ce anume îți dorești de la Dumnezeu în această seară? Voi sunteți oamenii lui Dumnezeu, este frumos să ne întâlnim unii cu alții și Biblia spune că este plăcut să ne întâlnim unii cu alții, dar noi trebuie să avem o așteptare în inimă. Și Dumnezeu să răspundă așteptării pe care tu o ai. Și Dumnezeu să răspundă așteptării pe care eu am. Iubiții Domnului, n-ați băgat de seamă un lucru? Că în viață, mai devreme sau mai târziu, se va întâmpla ce s-a întâmplat și în textul din această seară. Am văzut foarte mulți oameni și am intrat în multe case. De curând vin de la Arad și acolo 47 de oameni, prieteni din lume, s-au aliniat pe locul unde stătea corul.
începând cu domnul primar și până la tot personalul din primărie, de la inspecția financiară. Și în rândul lor era un om cu care m-am mai întâlnit de multă vreme. Și pentru că el este destul de cunoscut, nu pot să spun despre cine este vorba, dar un demnitar. Și ce îmi spuneau cei din grup? A zis, domnul pastor, dumneavoastră zice, orice ar fi, pe ăsta nu-l pocăiește nimeni niciodată. A zis, ăsta este ca și cremenea. Deci omul acesta a venit la câteva evanghelizări, niciodată n-a vorbit de bine, niciodată nu i-a plăcut și a zis, pe omul ăsta nimeni nu-l atinge niciodată. Când am terminat evanghelizarea și m-am dus la el, tremura ca varga. Știți de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care întotdeauna va avea ac de cojocul fiecăruia. Omul acesta era un om puternic, un om tare. Și la sfârșitul acelui program, omul acesta tremura înaintea lui Dumnezeu și a zis, nu știu ce mi se întâmplă. Zice, nu pot să mă opresc. Zice, nu știu ce mi se întâmplă. Ce mi-ați făcut? Ce mi-ați făcut? Am zis, noi nimic, Duhul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun în această seară, iubiții Domnului, că orice om, vreau să vă spun, oricine ai fi, ori de unde ai venit tu, vreau să vă spun un singur lucru. Tu niciodată și eu niciodată nu vom avea puterea să rezistăm în fața unui asemenea Dumnezeu. Oricâte resurse materiale ai avea tu și oricine ai fi, oricât de mult te încrede în capacitatea ta, oricât de tare ai crede tu că ești sănătos, vreau să vă spun un singur lucru. Dumnezeu este stăpân și El face cu ceea ce vrea cu ceea Lui. Când a venit omul acesta la Domnul Iisus Hristos, a venit mai întâi de toate, vreau să vă spun că la Domnul Iisus Hristos n-a venit un fruntaș. Dacă la Domnul Iisus Hristos venea un fruntaș, atunci Domnul Iisus Hristos probabil că nici n-avea ce să discute cu el și n-ar fi discutat cu el. La Domnul Iisus Hristos n-a venit fruntașul sinagogii, cum la Domnul Iisus Hristos nu vin ingineri și nu vin avocați și nu vin profesori și nu vin primari. Vine un om cu o nevoie. Și spune Biblia că acest om când a venit la Domnul Iisus Hristos a venit cu următoarea rugăminte. Fetița mea trage să moară. Și vă rog frumos să remarcați cuvântul acesta. Este un diminutiv. Fetița mea. Pentru că în viață avem ceva ce iubim și pentru orice om cât de puternic ar fi, există în viață ceva dincolo de care să-ți dai seama că nu poți să ții cu mâna ta. Uitați că aveți aici copilași pe primul rând. Voi le-ați dat naștere acestor copilași, dar vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, poate vreunul dintre noi să păzească copilul? Poate vreunul dintre noi să dea sănătate? Am văzut pe internet că ieri, era o știre la noi în țară, o știre care a fost dată pe toate posturile, undeva într-un oraș din țară, un om stătea la semafor, o mașină venea din partea aceea la intersecție și o mașină venea din partea aceea. El se afla la o distanță de cel puțin 10 metri, mașina de acolo a intrat în coleziune cu mașina de aici și mașina care a venit din partea aceea pur și simplu a fost ricoșată în el și omul acesta a fost spulberat și omorât pe loc. Om de 50 de ani. Când m-am uitat la lucrul acesta și am văzut cum omul stătea la semafor, cu minte, aștepta să traverseze, cele două mașini au intrat în coleziune, una dintre ele, din pricina izbiturii, a venit peste el și l-a omorât. Și mi-am dat seama de un lucru atunci. Toate lucrurile pe pământul acesta sunt în mâna lui Dumnezeu. Și eu sunt în mâna lui Dumnezeu. Și tu ești în mâna lui Dumnezeu. Și n-ai cum. Când a venit la Domnul Iisus Hristos, n-a venit la Domnul Iisus Hristos un fruntaș. La Domnul Iisus Hristos a venit un tată rănit, un tată care avea o fică. O fică pe care o iubea și care i-a zis, fetița mea. Pentru că fiecare dintre noi are o iubire la care ține. Așa e? Fiecare dintre noi are o dorință aparte în inima lui. Fiecare dintre noi când este să iubim ceva, iubim ceva și ne dăm seama că noi nu putem să protejăm, nu putem să ocrotim. A venit și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Uitați cum a venit acest fruntaș. Când a venit acest fruntaș al sinagogii, toți oamenii știau cine este el, fruntașul sinagogii. Și toți oamenii acestea s-au dat cu respect la o parte. S-au dat în stânga, s-au dat în dreapta și au zis, dați-vă la o parte că trece Iair, fruntașul sinagogii. Și noi suferim de lucrurile acestea. Și băgați de ce vă spun eu acum dumneavoastră. Că o să fiți poate vizitați și o să fim poate vizitați. A început anul electoral. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, niciodată, iubiții Domnului, să nu faceți ca oamenilor să le crească corne. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dați cezarului ce este al cezarului, dar dați mai mult decât tot ce este al lui Dumnezeu, ce aparține lui Dumnezeu. Când s-au dat la o parte, oamenii acestea s-au dat la o parte să treacă fruntașul, un om care era o autoritate și reprezenta o autoritate, dar în mod real ceea ce a ajuns în fața Domnului Iisus Hristos a fost un tată rănit care n-a mai avut nicio soluție și care a zis, fetița mea trage să moară, rogu-te, vino să-ți pui mâinile peste ea.
Și vreau să vă spun, dragii mei, că așa se întâmplă și din nefericire aceasta este o legitate în viața noastră. Este, dacă vreți, ceva care niciodată nu ne învățăm minte. Pentru că întrebarea pe care o pun în această seară, oare de ce trebuie să așteptăm până la 12-lea ceas ca să ajungem în fața Lui? Oare de ce n-ar trebui noi să stropim grădina noastră înainte să punem sămânța, să arăm pământul ca sămânța să fie într-un pământ bun? Trebuie să așteptăm totdeauna al 12-lea ceas. De ce trebuia să aștepte oare Iair ca fetița să tragă să moară? Vă spun eu de ce. Pentru că în el se ducea o luptă. Pentru că era un fruntaș al sinagogii. Pentru că asocierea cu Domnul Iisus Hristos îi compromitea lui imaginea pe care o avea. Pentru că nu era în trend Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos nu era la modă. Nici astăzi nu este la modă Iisus Hristos. Și mulți, despre mulți se spun, a, ești pocăit, ți-ai ratat viața. Doamne, ajută-mă să-mi o ratez total. Total să-mi o ratez ca să rămân lângă El pentru o veșnicie întreagă. Întotdeauna, dragii mei, vreau să vă spun că a fi împreună cu Domnul Iisus Hristos, a te asocia cu Domnul Iisus Hristos, presupune un cost, presupune un risc. Fruntașul sinagogii a întârziat pentru că s-a gândit și a zis, cât încă mai există o șansă medicală, cât încă mai există o șansă omenească, nu mă duc acolo, mă duc acolo că nu mai am încotro, trăgea să moară, probabil că era ultima suflare pe care o avea fata. De ce? Pentru că întotdeauna când e vorba de Domnul Iisus Hristos, când e vorba de Domnul Iisus Hristos, e vorba să plătești un preț. O să spui, dar o să zici tu, dar ce ferice de mine că eu nu am niciun preț de plătit. Credeți că nu avem niciun preț de plătit? Cine minte, să nu mai mintă. Cine fură, să nu mai fure. Dumneavoastră știți că pe pământul acesta să fii pocăit, nu-i totul să te declare a lui Iisus. Va trebui să faci ceea ce face El. Și va trebui să plătiți un preț oriunde veți fi dumneavoastră. Să fiți cinstiți, să fiți corect, să fiți onești, să fiți oameni sinceri. Totdeauna să fiți oameni care să știți că aveți de dat socoteală unui Dumnezeu care este bun și sfânt. Amin. Iubiții Domnului, pe de altă parte, vreau să vă spun un lucru. La Domnul Iisus Hristos n-a ajuns numai Iair. Undeva în spate, undeva nebăgată în seamă de nimeni, era o femeie. În fața acestei femei nu s-a dat nimeni la o parte. Treci, mă, femeie, că ești necăjită. Nici pomeneală. S-au pus poate mai multe cordoane. Femeia aceasta n-a venit nici cu surle, nici cu trâmbițe, nu era fruntașa nimănui. Femeia aceasta nici n-avea nume. Femeia aceasta nici n-avea... Și care e numele ei? Femeia cu scurgere de sânge. Ăla era numele ei. Numele ei era problema. Ce nume ai femeie? Nu am niciun nume. Numele meu e problema. Eu sunt cu problema. Eu sunt femeia cu problema. Probabil că femeia aceasta nici nu mai avea prieteni. Tu știi cum este să fii sunat să spui, am mai găsit un doctor, mai mă poți împrumuta cu 200 de euro. Biblia spune că femeia cheltuise cât? Tot ce avea. Și se simțea mai bine? Nu, banca se simțea mai rău. De câtă vreme durea problema ei? De 12 ani. După 12 ani de consultații și de după 12 ani de colindat medicii, cu siguranță că nu mai ai prieteni. Când a venit această femeie, femeia aceasta n-a fost primită. Nu i s-a zis, mă, dați-vă la o parte că biata are o problemă. Nu! Femeia aceasta a trebuit să lupte să ajungă în fața Domnului Iisus. Și aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, și Dumnezeu să ne binecuvânteze și în această seară Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Pentru că totdeauna va trebui să vedem că, cel puțin în acest text, dragii mei, există, dacă vreți, o vindecare în oglindă. Întâmplările descrise în acest text biblic nu sunt întâmplătoare. Aici nu avem de-a face și nu va trebui niciodată să citim acest text uitându-ne doar la femeia cu scurgere de sânge. Să vă uitați la fica lui Iair și să vă uitați la femeia cu scurgere de sânge. Pentru că întotdeauna Dumnezeu vorbește la ambele capete. Niciodată Dumnezeu nu construiește un pod lăsând doar un pilon. Mai întâi de toate avem un om care credea că este meritoriu. Avem un om care stă pe primele bănci în biserică. Avem un om care vine cu Biblia sub soară și vrea să fie văzut. Avem un om care crede că locul lui este la cor sau locul lui este la amvon. Și Dumnezeu ne spune în felul următor: niciodată să nu te încrezi în lucrurile acestea. Pe de altă parte avem prăpădiți care vin în biserică și care se duc pe ultimul rând și spun: eu nu merit să stau în seara asta în biserică. Niciodată cred că Dumnezeu nu se poate uita la mine în halul în care sunt eu. Pentru că asta avem noi aici. O femeie care a venit rușinată cu capul în jos. O femeie care nu mai avea nicio șansă. Și singura ei șansă era să se gândească să se apuce de poala hainei lui Iisus. Pe de altă parte avem un om care a venit cu merite. Și aș dori în această seară să vă spun un lucru, dragii mei. Dumnezeu din cer să ne dea smerenie. Dumnezeu din cer să ne ajute să ne putem cântări drept în cântarul judecății lui Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre ei avea să învețe o lecție.
Pentru că fiecare dintre ei avea o așteptare pe care putea să o cuantifice. Pe de o parte, Iair avea nevoie să fie vindecată fiica lui. Pe de o parte, femeia avea nevoie să fie vindecată ea însăși. Pășim pragul casei de adunare. Avem o dorință noi, avem o așteptare noi. Venim la biserică cu un gând. Dar dincolo de gândul acesta, dincolo de așteptarea noastră, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne învață. Ungerea Duhului Sfânt ne învață. Dumnezeu din cer se ocupă de problemele noastre ca un pedagog. Dumnezeu se ocupă de problemele noastre ca un tată. Problema ta nu este altceva decât capitalul dincolo de care înveți în viață ce înseamnă Dumnezeu. Și Dumnezeu le folosește. Când a venit această femeie, era o femeie care nici pe departe nu semna cu Iair. Toți la o parte, pentru ea nimeni nu s-a deranjat. Pentru Iair, i s-a dat voie să se apropie, ea a trebuit să lupte. Într-un fel sau altul, femeia a trebuit să lupte. Iair era un om recunoscut ca având o autoritate. Femeia aceasta n-avea nicio autoritate. Ba încă, aș vrea să vă spun un lucru. Femeia știa că din punct de vedere ceremonial, ea nu putea să se apropie de Iisus. Ea nu putea să se apropie de nimeni acolo. Și dacă cineva se apropia de ea accidental și ar fi știut ce problemă are, femeia aceasta ar fi încurcat-o rău de tot. Iubiții Domnului, când femeia aceasta a ajuns la Domnul Iisus Hristos, există un lucru similar. Pe de o parte, Iair îi zice în felul următor: vino, zice, și te rog frumos să-ți pui mâinile peste copila mea. După care femeia zice: mă voi duce și mă voi apuca de poala hainei sale. Pentru că asta este problema vieții noastre, dragii mei. Fiecare dintre noi, când avem o așteptare, venim și cu un scenariu la Dumnezeu. Iair a zis: Doamne, când Tu o vindeci, s-o vindeci cum îți spun eu. Vii și îți pui mâinile peste ea. Pe de altă parte, femeia a venit și a spus: dacă mă voi apuca de colțul hainei sale, negreșit mă voi tămădui. Fiecare dintre ei aveau în mintea lor un scenariu, fiecare dintre ei avea un gând, așa se va produce. Vreau să vă spun, dragii mei, că Domnul Iisus Hristos este acela care lucrează cum voiește El. Cum voiește El. Și vă rog să fiți atenți și vă rog în această seară să fiți cu gândul la ceea ce vă spun, pentru că vom învăța în această seară. Eu am ales nu întâmplător acest subiect, pentru că e joi seara și suntem mai mult în familie. Când femeia aceasta a venit, spune cuvântul lui Dumnezeu, iubiții Domnului, avea o întreită durere. Pentru că sunt dureri pe care le conștientizăm și sunt dureri pe care nu le conștientizăm. Și marea problemă a vieții noastre, știți care este? Uneori ne încuiem inima ca să nu mai simțim. Uneori refuzăm să stăm de vorbă cu noi, pentru că trebuie să admitem niște adevăruri dureroase. Unul din adevărurile pe care trebuie să le admitem noi este acela că de multe ori nu ne mai simțim bine în pielea noastră. Sunt femei, surori pe care le-am întrebat, pur și simplu, tu mai ești fericită cu soțul tău? Și ce au făcut în momentul acela? Au pus capul în jos și au refuzat să răspundă. Sunt oameni care pur și simplu nu-și mai pun întrebări grele în sufletul lor. Și în această seară, dragii mei, și ori de câte ori suntem în prezența lui Dumnezeu, să știți că Dumnezeu nu are nicio problemă cu întrebările dificile. Și va trebui să ne întrebăm în această seară dacă suntem fericiți, dacă suntem împliniți, dacă credem că viața noastră are un rol, dacă credem că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu duce în rai și dacă noi credem în acest moment că suntem cu Dumnezeu. Va trebui să ne punem întrebări grele. Nu vă puneți întrebări grele niciodată, nu vom avea răspunsuri. Dumnezeu vindecă în măsura în care ne punem întrebări grele. Dumnezeu nu are nicio problemă cu întrebările grele. Suntem ecranați cu mulți oameni cu care stau de vorbă, îmi dau seama că sunt încuiați din punct de vedere afectiv. Pur și simplu nu mai vor să stea de vorbă. Ce întrebări sunt astea? Stau de vorbă cu oamenii și întreb: te-ai gândit la moarte? Frate, dar ce? Cum adică să mă gândesc la moarte? Frate, nici nu vreau să mă gândesc la moarte. Dar de ce să nu te gândești la moarte? Trebuie să te gândești la moarte. Că poți dea o mașină peste tine să nu mai fii viu. Și va trebui să ne gândim la moarte în fiecare zi. Îl întreb oamenii: oameni buni, sunteți fericiți? Ce întrebări sunt astea, zice el? Cum adică să fiu fericit? Slavă Domnului că sunt viu. Păi nu dacă ești viu, ești fericit? Nu știu, zice el, dacă sunt fericit. Dar de ce nu știi? Nu știu, zice el. Spune de ce, nu te-ai întrebat niciodată. Oameni buni, Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze și să ne ajute în această seară să fim sinceri cu noi înșine. Amin? Amin. Cum să fac eu să... Doamne, dezgheață-i un pic. Vă duc la București, sunt minus 20 de grade. Vezi, acolo frig. La voi este parfum. Este extraordinar cât de frumos. Când am venit astăzi aici, eu am venit cu mănuși, am venit cu fular, am venit cu căciulă, le-am lăsat pe toate acasă. Asta e foarte cald. Deci e nepermis să nu vă bucurați în seara asta de ceea ce aveți aici. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvântează-ne. Iubiții Domnului, femeia aceasta, într-un fel sau altul, s-a agățat de poala hainei Domnului Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Iubesc cuvântul lui Dumnezeu pentru ce scrie acolo. Zice, femeie zice: dacă Domnul va voi, te vei vindeca.
mai ia o zi de post, mai ia două zile de post, mai citește din Biblie, mai vine o săptămână viitoare. Lasă, zice, că dacă Domnul va voi, va voi. Noi nu putem să ne punem noi înainte Lui Dumnezeu. Nu știm noi care e voia Lui Dumnezeu. Acum ne-am rugat toți păstorii, nu te-ai vindecat. Lasă că vedem noi. Nu, Biblia spune în felul următor. S-a atins de poala hainei Domnului Iisus Hristos și izvorul sângelui a secat mâine. Pe loc, îndată, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Și cred în această putere a Lui Iisus Hristos. Eu cred că numai lipsa noastră de credință, lipsa noastră și filozofiile deșarte și modul în care am ajuns să înțelegem cuvântul Lui Dumnezeu. Eu n-am citit nicăieri în Biblie că trebuie să găsesc justificări lipsei de vindecare și nu mai trebuie să știu un singur lucru. Că atunci când nu se întâmplă o vindecare, mă cercetez înaintea Lui Dumnezeu și eu spun prin credință că trebuie să-mi revin. Oameni buni, Dumnezeu a vindecat nu unul, nu doi. Oricâți bolnavi au fost aduși la ei, citiți în Biblie, și în Luca, și în Matei, și în Marcu, toți au fost vindecați. Vreau să spuneți acum că toți au avut credință. Nu toți au avut credință. Numai prima predică pe care am ținut-o la voi, am ținut-o despre tatăl acela cu fiul epileptic, în care el a zis, ajută necredinței mele. Și Dumnezeu a lucrat chiar dacă el nu avea credință totală în sufletul lui. Oameni buni, vreau în numele Domnului Iisus Hristos în această seară, Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze, pentru că eu aștept o rugăciune și eu voiesc că în această seară Dumnezeu din cer să vindece. Dumnezeu din cer în această seară să se atingă de noi, dar nu numai în felul în care așteptăm noi, ci mai ales în felul în care nu așteptăm noi. Pentru că există o așteptare pe care noi nu avem și pe care Dumnezeu vrea să ne conștientizeze să o avem. S-a atins de poala hainei Domnului Iisus Hristos și spune că izvorul sângelui a secat îndată. Și ce a făcut această femeie? Mulțumesc frumos! Amin! Mi-a rezolvat problema. Acasă. Mă duc. Mă bucur foarte mult că am fost vindecat. La revedere! Sigur ne vom întâlni. Și a plecat. Domnul Iisus Hristos, în momentul când a plecat femeia, s-a oprit, când s-a atins de el, s-a oprit. Și în momentul când femeia a vrut să plece, Domnul Iisus Hristos a zis, cineva s-a atins de mine. Femeia a rămas pe loc. Cineva s-a atins de mine. O să spuneți că Domnul Iisus Hristos, când a întrebat, nu știa cine. Vă rog frumos să citim Biblie. Se uita să vadă pe cea pe care l-atinsese. Pe cea, spune Biblia. Deci el deja știa cine a fost, știa despre femeia aceasta și știa că s-a atins. La care vin ucenicii și spun următorul lucru. Și ce spun ucenicii? Deci toată lumea te îmbulzește, zice, și tu te mai întrebi cine s-a atins de mine. Pentru că Domnul Iisus Hristos ce avea să spună? Ați venit în seara asta la Udine, sunteți mulți, eu sunteți foarte mulți, e plină biserica. Câți dintre voi vor să fie atinși de Domnul Iisus Hristos? Amin? Și așa să vă ajute Dumnezeu, cei care au stat mâna jos, să nu fie atinși. E bine așa? Nu-i bine, mai ridicat toată mâna. Amin? Așa? Iubiții Domnului, dar ce spune Domnul Iisus Hristos? Zice, toți te-au îmbulzit, zic ucenicii, și tu mai întrebi cine te-a atins? Da, zice Domnul Iisus Hristos, pentru că faptul că biserica e plină nu înseamnă că eu sunt atins. Faptul că ei cântă bine nu înseamnă că eu sunt atins. Faptul că ei sunt mulți nu înseamnă că eu sunt atins. Pentru că ce mă atinge pe mine este credința care vine dintr-o inimă curată. Ce mă atinge pe mine este un om care are o dorință aprinsă în inima lui. Nu mă atinge oricine. Nu mă atinge oricine se ridică să facă o slujbă. Nu mă atinge oricine stă pe un scaun. Nu mă atinge oricine este în biserică. Dar cine te atinge, Hristoase? Cel ce se atinge de mine cu credință. Mărire lui Iisus. Nu toți. Mulți l-au îmbulzit, nu toți l-au atins. Dragii mei, Iisus Hristos ne spune această seară că a-L îmbulzi e una și a atinge e alta. Dumnezeu să ne ajute să-L atingem prin credință, amin? Dă-ne putere, Doamne. Și în momentul acela, iubiții Domnului, într-un mod cu totul și cu totul ciudat, în momentul acela, în timp ce Domnul Iisus Hristos stătea și întreba lucrurile acestea și femeia a rămas pe loc, spune Biblia și cum era, înfricoșată, înspăimântată, femeia îi tremura sufletul în ea, pentru că ea știa că încălcase legea veche testamentală, că nu trebuia să se atingă de Domnul Iisus Hristos, că avea o scurgere cu sânge, care continua de 12 ani, lângă ea nu era absolut nimeni, ea știa, dar s-a oprit pentru că era teamă. Asta spune cuvântul Dumnezeu. Pe de altă parte, îmi dau seama ce se întâmpla în momentele acela. Probabil că Iair, aproape că îi pusese mâna pe Domnul Iisus Hristos și a zis, haide, zice, tu acum, zice, stai să întrebi cine te-a atins, hai, zice, că fica mea trage să moară, fica mea mai are puține clipe de viață și tu stai acum să faci anchetă cine te-a atins pe tine. Ce întrebare asta? De ce faci lucrul ăsta? Eu mă grăbesc, zice. Și atunci Iisus Hristos a uitat la el și a zis, da, te grăbești, bine faci că te grăbești. Te grăbești că ai cancer, te grăbești că ai faliment, te grăbești că nu mai ai salariu. Dar când ai avut, te-ai grăbit să vii să-mi te închin mie. Dar când ți-a fost bine și ți-a mers bine în viața aceasta, te-ai gândit să vii la Domnul Iisus Hristos. Când ai avut zile cu soare, te-ai gândit să faci bine și altuia.
Ne grăbim când ne este greu. Ne grăbim și nu avem răbdare. Și asta este o mare problemă unii pentru alții. Domnul Iisus Hristos a zis: Iair, eu nu lucrez după programul tău. Eu nu lucrez după agenda nimănui. Eu nu lucrez după agenda unui om. Eu sunt Dumnezeu și nu împar cu nimeni ce este al meu. Eu lucrez după agenda mea, zice el. Și agenda mea nu seamănă cu agenda voastră. Și gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și planurile mele nu sunt planurile voastre. Pentru că eu am o lucrare de făcut. Dincolo de ce așteptați voi. Eu am o lucrare de făcut dincolo de ceea ce credeți voi. Și am o lucrare de făcut cu femeia aceasta. Și a stat. Iair probabil că se grăbea. Și atunci a zis: cine este cea? Când a zis cuvântul cea, a știut, gata, mă știe. Nu cel, nu e o greșeală. El cunoaște totul. Și femeia a venit tremurând, s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos și spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru extraordinar, zice. Și i-a spus tot adevărul. Care adevăr? Eu sunt femeia care te-a atins. Eu, zice, am venit. Eu, zice, aveam această problemă. Și acum ascultați, iubiții Domnului. Mărirea lui Iisus Hristos. Mărirea lui Dumnezeu în ceruri. Mărirea aceluia care mă uimește în fiecare zi. Mărirea aceluia care are o măreție copleșitoare. Putea să-i zică Domnul Iisus Hristos: femeie, nu te mai furișa. Eu nu sunt Dumnezeu la care să te furișezi. Femeie, putea să-i spună Domnul Iisus Hristos, pentru că tu ai venit pe ascuns și ai vrut să furi de la mine binecuvântarea, acum zice, va trebui să plătești, să pleci acasă din nou bolnavă. Nici pomenal de așa ceva. Și ce i-a spus Domnul Iisus Hristos? Femeie, zice, vreau să spun un lucru. 12 ani de amărățiune, 12 ani de singurătate, 12 ani de nădejde amânate, ție ți-au mai adus o boală de care nu ești conștientă. Tu nu vezi, zice el, decât boala din trupul tău. Tu nu vezi decât necazul acesta care este atât de apăsător. Dar dincolo de toate aceste lucruri, zice, eu sunt Dumnezeu care îți văd în suflet. Eu sunt Dumnezeu care știu care este gândul tău. Și tu ești îmbolnăvit de o boală mai gravă. Și boala pe care o ai tu este aceea faptului că tu nu mai crezi în tine însuți. Tu te crezi pe tine o cantitate neglijabilă. Poate că ani și ani de luptă, poate că ani și ani de boală au adunat în noi un gând care nu-i place lui Dumnezeu. Că suntem lepădați, că nu mai suntem al lui, că nu mai are treabă cu noi. Vă spun în această seară că Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările satanei. Pentru că a zis un cuvânt și a zis: eu știu boala pe care tu nu o conștientizezi. Eu cunosc, zice el, ceea ce tu nu știi. Dacă a avut soț, nu-l mai avea. Nu o văd împreună cu soțul. 12 ani de zile să nu mai fii soție în casă. Poate că soțul acela, dacă a avut, nu l-a mai avut. Copii, nu-i văd să fie împreună cu ea. Este singură. 12 ani de zile să ai continuă scurgere de sânge presupune că nu poți avea nicio sarcină. Dacă n-a avut copii, sigur n-a putut să aibă. Dacă a avut soț, nu-l văd împreună cu ea. Că probabil soțul a zis: nu mai pot răbda, e prea mult, Dumnezeu nu ne ascultă, Dumnezeu nu ne vede, Dumnezeu nu ne știe. Dar nu e așa. Pentru că dacă n-ar fi femeia aceasta, poate mulți dintre noi ar zice: Doamne, cu mine nu mai ai nicio șansă. Dar iată ce spune Biblia. 12 ani de așteptare și într-o zi Iisus Hristos a vindecat-o. Asta e Dumnezeul nostru. Mărire Lui. Și dă-i slavă în această seară. Dă-i slavă în această seară și spune: Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și lumină din lumina adevărată, niciodată nu-i prea târziu la tine. Și a zis Domnul Iisus Hristos, zice, eu vreau să-ți vorbesc acum despre o boală, zice, care tu nu înțelegi. Zice, în atâta mărăciune cât ai îndurat tu, ai ajuns să te desconsideri. Ai ajuns să privești la tine și să te consideri ca un pipiric care stă tot timpul cu capul în jos. Pentru că asta îmi face totdeauna satana. Vine și spune în felul următor: dacă Dumnezeu ar fi fost cu tine, tu nu ajungeai să ai boala asta. Dacă Dumnezeu ar fi fost cu tine, tu nu ajungeai să treci prin necazurile acestea. Dacă Dumnezeu ar fi fost cu tine și erai pe placul lui Dumnezeu și credința ta era o credință bună, tu nu ajungeai să ai necazul pe care le-ai acum. Și ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos. Se uită în ochii ei și va trebui să numărați în Biblie că numai în 3 împrejurări, și aceasta este una dintre ele, Domnul Iisus Hristos s-a uitat la ea și a spus un cuvânt. Un cuvânt care a valorat mai mult decât orice. Domnul Iisus Hristos i-a acordat acest cuvânt și a zis: fiică! Pentru că va trebui să înțelegi cum te văd eu, zice el. Fiică, credința ta te-a mântuit. Tu nu ești o femeie oarecare, tu nu ești o femeie cu o scurgere de sânge, tu nu ești o femeie numai problemă, zice el. Pentru mine tu ești fiică. Și ascultați ce vă spun în această seară, iubiții Domnului, și dacă ar cădea carne de pe noi, și dacă n-am mai avea ochii în cap să vedem, și dacă poate toate lucrurile ar cădea la pământ în viața noastră, niciodată un lucru nu poate să le ia nimeni. Eu sunt copil de Dumnezeu! Și dacă nu o să mai am ce să mănânc, să pun pe masă, niciodată satana nu poate să ia de la mine acest scump dar. Vedeți dar ce dar ne-a dat Dumnezeu, ne-a dat, suntem copii de Dumnezeu și suntem. Mărire lui Iisus Hristos.
Asta e harul pe care El ni l-a arătat. Să devenim copii de Dumnezeu. Și te rog în această seară, în numele lui Iisus Hristos, ștergeți lacrimile din suflet și spune împreună cu mine: eu sunt copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu să muște în această seară toate duhurile de desnădejde. Dumnezeu în această seară să deslege orice legătură de neputință. Dumnezeu să ridice de la noi orice nor de întuneric și lumina feței Lui să se lucească. Pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Asta vrea Satana. E zero, ești zero barat. Tu nu mai ai nicio șansă. Dacă tu ai fi plăcut lui Dumnezeu, s-ar merge bine, s-ar merge prost. Vine Satana și spune în ureche: tu copil de Dumnezeu, stai cu minte, tu ești un zero, tu ești un nimeni. Asta ar vrea. Și el s-a uitat și a zis: femeie, zice, eu vreau să te vindec de o boală care tu n-ai cerut-o. Și boala ta este aceasta, să te duci acasă. Zice: dați-mă la o parte! Că în momentul în care i-a zis fică, toți s-au dat la o parte. A venit târându-se ca un vierme. A venit târându-se pe dinapoi să se atingă de Iisus. Dar în momentul în care Iisus Hristos i-a zis fică, vă dați seama cum s-au dat la o parte? La o parte, că trece o fică. La o parte, că trece o fică. O fică a regelui Iisus. Și s-au dat la o parte cu cinste. Au zis: dacă El a zis despre ea că e fică, dacă El a zis despre ea că este o femeie mântuită, atunci dați-vă cu respect la o parte. Și dragii mei, vreau să vă spun în numele lui Iisus Hristos: nu știu ce viață aveți pe pământul acesta, nu știu cât o să vă fie într-un fel sau altul bine, dar vreau să spun un lucru: într-o zi se va deschide bolta și într-o zi se va face pârtia largă și vor striga îngerii: la o parte, la o parte, că trec aceia care sunt a lui Iisus Hristos. Și mă rog în această seară, Dumnezeul oricărui har, Dumnezeul oricărei mângâieri, să vină să vorbească cu voi. Știu, ați avut în suflet și aveți multe greutate și ați luat înăuntru vostru multe șoapte ale celui rău și multe daune s-au adus sufletului nostru și de multe ori sufletul nostru este vătămat, pentru că vrășmașul vine să toarne veninul lui care este ucigaș. Dar în această seară am venit cu dulceața Scripturii să vă spun acest lucru: noi suntem copii de Dumnezeu. Prin har, nu prin faptă, nu prin alegerea mea, ci prin alegerea Lui, nu prin sângele meu, ci prin sângele lui Iisus Hristos, fărsă la cruce. N-am merit, Doamne, n-am avut fapte decât fapte rele, dar Tu ai venit și mi-ai zis: ești fiu și ești fică. Mărire Ție, Doamne. Vreau să vă spun un lucru, iubiții Domnului. Vă rog frumos din toată inima să fiți atenți la ce vă spun și să căutați, să luați în sufletul dumneavoastră aceste lucruri. Când femeia a stat plină de spaimă, înfricoșată, cu lacrimile pe obraz, la picioarele Domnului Iisus Hristos, de acolo a ridicat-o Domnul Iisus Hristos și a spus: fică, credința ta te-a mântuit și eu sunt uluit. Pentru că n-am văzut nicio mână ridicată, pentru că n-am văzut nicio chemare la altar, n-am văzut nicio cerere: Doamne, mântuiește-mă. N-am văzut nimic în sensul acesta. Și totuși Domnul Iisus Hristos a spus: fică, credința ta te-a mântuit. Și mi-am pus o întrebare simplă, dragii mei. Știți care este întrebarea pe care mi-am pus-o? Când femeia aceasta a cerut mântuire? Și vă rog frumos să primiți ce vă spun eu acum. Dacă veți sta țepeni, fără nicio lipsă de recunoștință, înaintea lui Dumnezeu, luați-vă gândul că voi mai sunteți mântuiți. Când femeia aceasta a stat la picioarele Domnului Iisus plângând, Domnul Iisus Hristos a zis: aceasta este poziția celui care e mântuit. Dacă inima ta, când stă în prezența lui Dumnezeu, se prăbușește și spune: n-am meritat. Ce sunt eu, Doamne? O mână de țărână la care ai venit și mi-ai făcut bine în acesta. Atunci în voi lucrează legea Duhului de viață în Hristos. Când într-o inimă fierbinte este gândul recunoștinței: Doamne, poți să-mi refuz ce vrei Tu, dar faptul că mi-ai dat mântuirea mă face să cal la picioarele Tale. Oameni buni, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, ce dar ni s-a arătat, ce har ni s-a arătat să fim mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Nu e un lucru extraordinar. Vreau să vă spun, dragii mei, în numele Domnului vă spun, ca să înțelegeți, să-ți fie frică, să-ți fie frică de răceala inimii tale, să-ți fie frică de nepăsarea inimii tale, să te apuce spaima când te gândești că stai în biserică și tu nu mai simți nimic de multă vreme, să nu stați nepăsători față de un har atât de mare. Să nu stați nepăsători, pentru că dacă voi veniți la biserică și nu mai simțiți focul acela al recunoștinței, nu mai aveți lacrimi de recunoștințe pe obraz, a plecat de mult mântuirea. Nu spuneți mie, pentru că întotdeauna mântuirea este la picioarele lui Dumnezeu. Este acolo împrăbușirea pe care o ai înaintea lui Dumnezeu. Este acel lucru tainic între tine și El pe care nu-l vede nimeni. Acolo este mântuirea lui Iisus Hristos.
Dacă intri în cămăruță, dacă intri în cămăruță și vergi lacrimi înaintea lui Iisus Hristos, atunci poți să spui că ești un om mântuit. Dacă n-ai cămăruță, dacă nu mai te rogi lui Dumnezeu și vii și ești rece și ești nepăzător și butonezi telefonul și mintea în altă parte și nu merg crăpăturile din tavan, nu-mi spune mie că ești mântuit. Pentru că mântuirea înseamnă foc. Și mântuirea înseamnă lacrimi. Și mântuirea înseamnă dorințe arzătoare. Să te ghemuiești la picioarele Lui și să spui, Doamne, ești bun! Ne mor bisericile. Venim la programe și ne moare sufletul. Și vorbim de mântuire. Să nu spunem că suntem mântuiți dacă noi nu mai este foc. Și dacă nu mai este foc, să nu stăm nepăzători. Și să spunem, toarnă, foc, sfânt, Doamne! Și aprinde inima aceasta! Pentru că n-am fost răscumpărat cu aur și cu argint și cu pietre prețioase, ci cu sângele sfânt al Mântuitorului. Și dacă nu mai tremură inima în tine, și dacă nu mai are ecou în tine lucrul acesta, sperie-te și să-ți fie teamă de lucrul acesta. Nu înseamnă doar plafonare, nu înseamnă doar indiferență, înseamnă moarte spirituală. Nu înseamnă doar faptul că, frate, nu mai are gust credința, înseamnă că nu mai ai credința. Pentru că atunci când este vorba despre mântuire și atunci când este vorba despre rugăciune, nu se poate să termin rugăciunea în picioare. Nu se poate să termin rugăciunea fără lacrimi pe obraz. Pentru că Dumnezeul nostru e viu. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dați atenție acestor cuvinte pe care vă spun. Nu se poate să ajungem în cerul lui Dumnezeu în felul acesta. Nu se poate. Biblia spune că inima noastră, dragostea noastră trebuie să fie în clocot. Biblia vorbește despre faptul că noi trebuie să fim oameni ca să fim plini de pasiune sfântă. Nu-ți spune acum să mergi la marginile pământului. Nu-ți spune acum să mergi în China. Nu-ți spune acum să dai averea, să fie împărțit la săraci. Ci spun un singur lucru. Să te prăbușești înaintea lui Iisus Hristos și să spui mulțumesc, Doamne, că dacă mor, mă duc în împărăția Ta. Mulțumesc, Doamne, că dacă închid ochii, deschid sus în ceruri. Să cântăm cântările lui Dumnezeu plini de focul sfânt. Ajută-ne, Iisuse Hristoase, și binecuvântează-ne. Iubiții Domnului, dacă la picioarele Domnului Iisus Hristos poți să stai, dacă poți să închizi ochii, ce dacă cel de lângă mine nu se roagă? Ce dacă cel de lângă mine iese de 15 ori din adunare și deranjează pentru că el are alte preocupări? Ce dacă unii dintre ei vin și nu mai se uită și măsoară cum e îmbrăcat X sau Y? Eu știu un singur lucru, că Iisus Hristos, Domnul, este mântuitorul sufletului meu. Închid ochii dacă realitatea nu este bună. Închid ochii și inima mea o racordez la Dumnezeu și stau în prezența Duhului Sfânt și îi spun, Doamne, eu sunt aici. Și îți mulțumesc din toată inima și mă rog ca Dumnezeu din cer să treacă de la suflet la suflet, să mă audă în seara aceasta cei în vârstă, să mă audă în seara aceasta cei tineri, pentru că recunoștința, dragii mei, este cheia mântuirii noastre. Focul recunoștinții tale este termometrul mântuirii tale. Ajută-ne, Tată, și binecuvântează-ne. Grăbitul Iair, i-a venit timpul și lui grăbitul Iair. Dar după ce Domnul Iisus Hristos, mai întâi de tot, i-a zis, femeie, tu nu mai ești o femeie, tu ești fiică a împăratului, du-te acasă în pace, credința ta te-a mântuit. Supăratul și nerădătorul Iair a plecat cu Iisus. Și Domnul Iisus Hristos i-a zis, Iair, eu știu problema ta, eu știu necazul tău, înainte să vii tu la mine, eu te-am văzut, cum am văzut și pe femeie. Și vreau să spun, Iair, un singur lucru. Tu va trebui să te pregătești pentru o vindecare pe care vreau să fac sufletului tău. O vindecare pe care n-ai cerut-o, Iair, dar este o lecție importantă, pentru că eu sunt un Dumnezeu care vede dincolo de nevoia ta. Când a ajuns Iair în curte, oamenii au zis, nu mai deranja pe învățătorul, pentru că fiica ta a murit. Și în momentul acela, Domnul Iisus Hristos a zis, asta vedeți voi, pentru că ochii voștri sunt din carne. Dar eu vă spun, nu a murit, ci doarme, pentru că eu văd ceea ce voi nu vedeți, pentru că eu știu ceea ce voi nu știți, pentru că eu pot ceea ce voi nu puteți. Și atunci oamenii aceia care s-au cu respect la o parte, oamenii aceia care au zis, poftiți Domnul Iair, treceți, veniți la Domnul Iisus, au început, spune Biblia, să-și bată joc de Domnul Iisus Hristos, să-și bată joc de naivul Iair și a zis, te-ai însoțit cu unul care spune că fiica ta n-a murit, dar nu știm noi că fiica ta a murit,
fiica ta este rece, zice, fiica ta și-a dat Duhul, zice. Și tu spui acum că fiica ta, că fiica ta a adormit, că fiica ta doarme. Ce vorbe sunt astea? E un palavragiu, ce e asta? Nu este nimic. Și au început să râdă pe seama lui, pentru că imediat vine lecția în viață. Da, frate, întotdeauna vine lecția în viață și lecția în viață este dură. Oamenii care se dau la o parte cu respect din fața ta pentru că ai portofelul gros și pentru că astăzi ești un om care ai putere, mâine vor fi oamenii care vor râde pe seama ta. Niciodată să nu te încrezi în puterile acestea, niciodată să nu te crezi în asocierea cu oamenii doar de dragul interesului. Iisus Hristos a zis, Iair, ești pe cale să înveți o lecție importantă, Iair, ești pe cale ca eu să vindec ceea ce tu n-ai cerut. Și în momentul în care s-a apropiat, a zis, să nu rămână lângă mine oameni care sunt la număr, să nu rămână lângă mine oameni care nu mă spun Tatăl nostru, să nu rămână lângă mine oameni care sunt scriși în registru și atât de numai, să rămână lângă mine oamenii care cred. Și cum este această credință? A rămas Petru, a rămas Ioan, a rămas Iacov, a rămas mama și tata. Care este cheia? De ce doar aceștia cinci au intrat împreună? Pentru că, dragii mei, credința nu înseamnă să răgnești, să crape pereți. Credința nu înseamnă să faci rugăciuni ca numai tu să te auzi în biserică. Credința nu înseamnă ce știu eu să te afișez înaintea Doamnei, oamenilor. Credința înseamnă un singur lucru, iubire. Mamă, iubești fata, o iubesc, că-s mamă. Tată, iubești fata, da, o iubesc. Voi, cei trei uceniți, mă iubiți pe mine, învățătorul, da, te iubim. Atunci intrați, pentru că ăsta este mediul în care credința funcționează. Credința va funcționa totdeauna într-un singur mediu, al iubirii. Vreți vindecări? Iubiți-vă unii pe alții și iertați-vă. Vreți ca Duhul Sfânt să vină în biserică? Nu vă mai bârfiți unii pe alții. Vreți ca Dumnezeu din cer să arate ce înseamnă slava Lui? Atunci întorceți-vă fața unii spre alții. Pentru că Dumnezeu nu lucrează într-un mediu ciudat. Credința nu înseamnă o bolboroseală. Credința nu înseamnă să ridici tonul. Credința nu înseamnă să spui cred, cred, cred până nu mai știi de tine. Credința înseamnă să iubești, să jerfești, să te lepezi de tine însuți și să privești pe aproapele tău mai presus de tine însuți. Asta e credința. Dumnezeu să ajute să binecuvânteze. Anumite nu crește credința. În mediul unde mă simt iubit, înfloresc, chiar dacă sunt cactus. În mediul în care mă simt iubit, sufletul meu crește. Când mă duc acasă și intru în biserică și lipsesc câte o săptămână și când intru și aud vuietul din biserică, aleluia, amin, slavă Domnului! În momentul acela, inima mea se prăbușește și aș fi în stare să merg desculț pentru ei. Pentru că atunci când intri într-o biserică în care auzi un cor de aleluia și slavă Domnului și a venit Florin, în momentul acela îți dai seama că ești iubit și în mediul acela credința înflorește. Uniți-vă, iubiți-vă unii pe alții, apropiați-vă unii de alții și Hristos Domnul vă vindeca. Nu putem sta ca niște străini. Noi suntem ai Domnului Iisus Hristos. Nu putem să facem cancan cu necazul apropiului nostru. Nu putem să-l bârfim în hol pe cel ce nu mai are servici. Nu putem să râdem de nevoia aproapelui nostru. Nu putem să bazocorim cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem face lucrul acesta și să așteptăm să coboare Dumnezeu în adunare. Să ne oprim piciorul când intrăm în casa lui Dumnezeu și să ne uităm dacă este bine sau nu. Slăvit să fie Dumnezeu! Glorie lui Iisus Hristos! Nu depinde de El credința. Credința Lui e dovedită. Mâinile Lui sunt străpunse. Picioarele Lui sunt străpunse. Lemnul crucii arată despre credința Lui. Dar acum e rolul nostru și datoria noastră. Doamne, ajută-mă să mă lupt cu mine însumi. Ajută-mă să mă lupt cu răutatea sufletului meu. Ajută-mă, Doamne, să mă lupt cu nepocăința inimii mele și să pot iubi curat și sincer. Ajută-ne, Doamne, mărire lui Iisus Hristos. Iubiți-i Domnului. S-a uitat Domnul Iisus Hristos și a zis, Iair, va trebui să înveți o lecție, zice. S-au dat oamenii la o parte, Iair, și ai venit cu legitimația de pastor la mine. Și ai venit cu legitimația și cu Biblia sub soară și ai crezut că ești cineva. Iair, zice Domnul Iisus Hristos, sunt pe cale să vindec în tine buna impresie pe care o ai despre tine. Tu nu-ți dai seama, Iair, de aici bolnav. Tu ai o impresie grozavă despre tine și când s-au dat oamenii la o parte, chiar ai crezut că tu merezi tu grost. Și ce eu sunt pe cale să vindec și ceea ce ne-ai cerut. O boală a sufletului tău, faptul că te-ai pus pe tine în centrul lucrurilor, faptul că ai despre tine o părere foarte înaltă. Și vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, iubiții Domnului, vă rog frumos să primiți cuvântul acesta. Dacă în secunda aceasta Dumnezeu și-a retrage Duhul Sfânt de la noi, noi n-am mai valorat absolut nimic. Pur și simplu dacă Dumnezeu și-a retrage Harul Lui, dacă lumina Scripturii n-ar mai locui în noi și ce-am face? Am orbecăi.
am orbecăit pe pământul acesta. Vă rog să mă credeți, vă rog să mă credeți în numele Domnului Iisus Hristos, dacă altceva nu puteți primi, vă rog să credeți lucrul acesta. Am stat de vorbă cu oameni foarte înalți pe pământul acesta, demnitari. Am fost acum două zile la una dintre miniștrii noului cabinet și am stat de vorbă cu doamna respectivă. Vreau să vă spun un singur lucru. Oamenii lumii acesteia nu știu să deosebească stânga de dreapta. Noi avem o comoară extraordinară. Nouă ni s-a arătat Iisus Hristos. Numai faptul că eu știu că lumea aceasta zace în cele rău și este un lucru care ajută sufletul meu să meargă înainte. Numai faptul că știu că istoria este scrisă de Dumnezeu din cer și că noi ne ducem spre nunta Domnului Iisus Hristos și lucrul ăsta mă umple de o bucurie sfântă. Eu știu că pământul acesta va avea un sfârșit. Eu știu că lumea aceasta și tot ce este pe ea, pe pământul acesta, într-o zi vor arde. Eu știu că Dumnezeu a spus lucrul acesta, că vor veni foamete și moli și tot felul de lucruri pe pământul acesta. Nu mă tem, pentru că era spus să nu mă tem. El a spus că lucrurile acestea vor veni. Oamenii se întreabă și spun: ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu pământul acesta? Vă spun ce se întâmplă. Totul este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Ce a fost vestit, aceea se va întâmpla. Și dacă pământul acesta dă semne că se deteriorează, dacă lumea aceasta arată că se îndreaptă vertiginos spre final, atunci nu vă spun decât un singur lucru: bucurați-vă că stă să înceapă nunta. Bucurați-vă că Dumnezeu își pregătește mireasa. Bucurați-vă că vom ajunge acasă. Nu vă temeți. Dumnezeu din cer ne învață aceste lecții, pentru că trebuie să le învățăm. Iubiții Domnului, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, iubiți ce Dumnezeu v-a dat, iubiți Scriptura aceasta care v-a fost dată, citiți-o și iar citiți-o, înarmați-vă cu făgăduințele lui Dumnezeu, puneți o strajă minții voastre prin cuvântul lui Dumnezeu și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, lăudați-L pentru lumina pe care v-a dat-o, lăudați-L că citiți și înțelegeți Scriptura, lăudați-L pe Domnul că puteți cânta o cântare. Slavă lui Iisus! Slavă lui Iisus! În momentul în care Iair a intrat în casă și a văzut fiica moartă, Domnul Iisus Hristos nu i-a mai cerut nimic lui Iair, pentru că în prezența acestor necazuri, Domnul Iisus Hristos nu ne cere să avem o atitudine deosebită. E normal. Când îți vezi fiica moartă, nu mai așteaptă nimeni nimic de la tine. Numai că el s-a apropiat de ea și a zis: Talita Cumi, fetițo, îți zic, scoală-te. Și ce a făcut fetița? Nu știu, poate că alerga printr-o grădină frumoasă. Am și eu un copil acasă la Domnul. Și sunt convins că atunci când mă voi duce în împărăția lui Dumnezeu, de mână cu Iisus va fi fetița mea. De mână cu Iisus. Acolo sus în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu deodată și el și fetița mea vor fi acolo să mă aștepte. Poate că alerga printr-un câmp de flori și se bucura că este sus în împărăția lui Dumnezeu. Dar deodată s-a auzit un glas: fetițo, fetițo. Și s-a oprit din alergare. Poate că îngerii stăteau împreună cu ea și se bucurau că este sus în împărăția lui Dumnezeu. Dar a răsunat un glas și glasul acela nu poate să-i reziste nimeni. Și a zis: trebuie să te întorci, pentru că o mamă și o tată te cer cu lacrimi fierbinți. Pentru că ești iubită și va trebui să te întorci aici. Și s-a întors fetița la viață și a venit din nou pe pământ și a fost redată cui? Mamei și tatălui. Și fetița aceasta a trăit. Ei au rămas, spune cuvântul Dumnezeu, încremeniți. Pentru că în momentul în care Domnul Iisus Hristos poruncește și moartea dă înapoi prinșii, este un lucru măreț. Este un lucru măreț. Și s-a dus de acolo Domnul Iisus Hristos și lecția pe care a trebuit să o învețe Iair a fost o lecție dureroasă. Mă vreau să vă spun, dragii mei, încheiind în această seară cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun ceea ce socot că trebuie să știm fiecare în această seară. Iubiții Domnului, s-a uitat Dumnezeu la femeie și a zis: femeie, tu ai venit pe ușa din dos și eu vreau să te vindec ca să ieși pe ușa din față. Tu, Iair, ai venit pe ușa din față și va trebui să înveți să mai ieși și pe ușa din dos. Pentru că va trebui să te smerești. Femeie, tu ai venit în această seară, zice Domnul Iisus Hristos, și va trebui să înveți să urci. Va trebui să înveți să urci. Iar tu, care ești în această seară prezent, va trebui să înveți să cobori și să te smerești înaintea lui Dumnezeu. În momentul în care Iair era atât de grăbit, probabil că i-a zis Domnul Iisus Hristos în felul următor. I-a zis, zice: fetița mea n-are decât 12 ani. Sunteți atenți, mă ascultați și vă spun. Fetița mea n-are decât 12 ani. Nu merită să moară la vârsta asta atât de fragedă.
Dar și ce a spus Domnul Iisus Hristos? Ce nu știi tu, Iair, este că este o femeie care e bolnavă de 12 ani și ea zice, e prea mult, Doamne. Că am venit în seara asta la biserică și unul dintre noi strigă și spune, e prea mult, eu nu pot să duc. Așa-i? E prea mult, eu nu pot să duc. Alții poate vin și spun, Doamne, e prea devreme. E prea devreme să înceapă ce a început în viața mea acum, 12 ani, să moară copilul la 12 ani, e prea devreme. Unul spune prea devreme, unul spune prea târziu. Unul spune, vino Doamne să-ți pui mâinile, altul vine și spune, Doamne, prinde-te de haină. Iisus Hristos i-a zis, femeie, vreau să spun un lucru. Să te uiți bine în ochii mei. Și să auzi ce spune o seara aceasta. Tu ești o fiica mea. Nu cumva să duci acasă și să scoți povești despre haine. Și să spui că hainele te-au vindecat pe tine. Moaștele, lumânările și alte lucruri. Zice, eu nu vreau să pleci acasă cu gândul că un colț de haine te-a vindecat. Eu vreau să uiți în ochii mei și să înțelegi că eu sunt Domnul care te-am vindecat. Eu sunt Domnul care te-am vindecat. Iair, vreau să te uiți în ochii mei și să recunoști în această seară că aurul și argintul nu pot cumpăra credință. Și să spui și tu, tu ești, Doamne, Dumnezeul care mi-a vindecat copilul și l-a întors în moarte. Iair, ai venit la mine și ai zis, fetița mea trage să moară. Rogu-te, zice, vino, pune-ți mâinile, ca ea să facă bine. Iair, eu pot să fac mai mult decât cer tu. Zice, tu n-ai să fii martorul unei vindecări. Tu ai să fii martorul unei învieri. Tu ești acum și spui Dumnezeu, Doamne, tu zici, eu nu mai pot, e prea mult. Gata, tu zici, nu se mai poate face nimic. Iubiții Domnului, vreau să vă spun un singur lucru. Totul este cu putință celui ce crede. Dacă e nevoie, Dumnezeu scoate din mormânt visul tău. Dacă este nevoie, Dumnezeu scoate din piatră seacă apă în seara aceasta. Dar un singur lucru va trebui să învățăm noi. Suntem aici pentru ca unii să se ridice, să spună, eu sunt copil de Dumnezeu. Pleacă de la mine, Satanul, cu toate șoaptele tale veninoase. Și altul va trebui să spun în această seară, Doamne, eu trebuie să cobor adânc înaintea ta, am o părere prea grozavă despre mine, într-o zi o să o încasez. Va trebui să ne smerim sub mâna tare a Dumnezeu. Vreți să vă spun ce cred despre mine? Eu sunt omul care trebuie să mă smeresc sub mâna tare a Dumnezeu. Și vreau să cobor în această seară să spun, Doamne, eu nu mă încred în oameni. Sunt mulți oameni care vin și îmi spun, frate Florin, un cuvânt spus, o rugăciune pe mine m-a ajutat foarte mult. Și ce spun în momentul acela? Caut să fug și să dispar. Și mă rog lui Dumnezeu ca niciodată Satana să nu găsească în mine, să nu găsească cuvintele acestea ecou. Spuneam astăzi soției pastorului lui Marius Feliciei, spuneam că o femeie mi-a scris și a zis, frate, zice, eu nu mai stau cu bărbatul ăsta, zice. Zice, de ani de zile suspectez că mă înșeală. Și de fiecare dată când i-am spus soțului meu, tu ai pe altcineva, mi-a zis, ești nebună femeie, el pocăit, ea pocăită. Ea pocăită, el pocăit, el în felul lui. Și zice, de ani de zile mi-a pus în minte faptul că eu sunt nebună și am ajuns foarte la un moment dat să-l cred. A zis, eu probabil că sunt nebună dacă eu tot îl suspectez. Zice, anul trecut, Dumnezeu mi-a dat în mână o dovadă a faptului că el m-a înșelat în tot timpul acesta. Și m-am dus și am spus, bărbate, ție nu ți-e rușine. An de zile mi-ai spus că ești nebună să mă duc la spitalul nou și acum te-am prins cu lucrul ăsta. Zice, drept este ce faci tu. Și el a pus capul în jos și a zis, da, zice, am făcut lucrul ăsta. Femeia s-a luptat cu ea însăși. A plâns, a postit și a zis, Doamne, eu-l iert. Și a zis, vreau să merg înainte și vreau să-l iert. Și zice, vreau să nu mă las de lucrul ăsta. Și zice, vreau să rămân împreună cu el. Zice, frate, când mi-a scris mie, a zis, frate, zice, după ce am trecut de hopul acesta, zice, acum a pus stăpânit pe mine o deznădejde cumplită. Pentru că am găsit, zice, în mașina lui, sub scaun, un ruj. Și am zis, mă, bărbatule, de unde e rujul ăsta? Tu iar ai început să calci strâmb. Și l-a zis, femeie, zice, eu nu am călcat strâmb. Tu iar, zice, ai niște halucinații și niște păreri. Și zice, frate, eu nu mai știu ce să cred acum, zice. Eu acum ce trăiesc ceva cumplit. Și a zis, frate, eu nu mai am putere să mai trec încă o dată prin așa ceva. Zice, frate, eu vreau să-l las, pentru că inima mea nu mai poate. Și atunci i-am pus mâna pe e-mail și i-am scris, femeie, după ce m-am rugat, am zis, în numele Domnului Iisus Hristos, te rog să lupți până la capăt. Miza nu-i soțul tău, pentru că pe soțul tău Satana deja l-a doborât. Miza ești tu. Premiul pentru Satana ești tu. Și tu să nu pui armele jos, că pe tine nu te-a biruit Satana. Satana ar vrea să te prăpădească în sufletul tău și să spui că tu nu mai ai nicio șansă. Ridică-te în numele acestui Iisus și mergi înainte și Dumnezeu din cer îți va da biruință. Eu am trimis e-mailul acesta și am scris, mai că femeia aceasta nu l-a primit și s-a dus spre biserică. Și când s-a dus pe biserică, a început să se roage, pentru că s-a dus la biserică cu așteptare. Și a zis, Doamne, eu nu mă duc acolo oricum, mă duc să mă întâlnesc cu Tine, că sufletul meu e ars și am nevoie de un răspuns. Și pe drum, am dus spre biserică, Dumnezeu i-a vorbit și a zis, ridică-te, zice, eu voi fi de partea ta.
Satana zice, încearcă să te doboare. Satana încearcă să pună în tine gânduri de deznădejde, ca tu să nu mai poți lupta. Satana vrea să te aibă pe tine de premiu. Și spunea, s-a dus la biserică, s-a rugat și spune, frate, am plâns tot timpul. Când am plecat, am fost un om nou. Când am ajuns acasă, am deschis computerul. Ceea ce mi-a scris dumneavoastră este aici, domnul, ce mi-a vorbit Dumnezeu pe drum. Trăiască Domnul și slăvit să fie Iisus. Dumnezeu din cer ne spune în această seară că diavolul vrea să pună în noi gânduri negre. Necazurile și durerile din viața ta sunt în așa fel puse, în așa fel încât tu să zici în tine, eu nu mai am preț înaintea Dumnezeu. Ba da, ai preț, că pentru tine s-a vărsat un sânge sfânt. Și să mustre în această seară Dumnezeu toate duhurile de desnădejde, toată depresia și toată încărcătura rea. Dar trebuie să facem un lucru, dragii mei. Dacă unii vor trebui să urce, dacă unii vor trebui să-și ce privirea spre El, să-ți uite în ochii Lui și să spună, Doamne, sunt un copil de Dumnezeu, aleluia! Unii vor trebui să coboare privirea. Pentru că să spunem cinstit înaintea lui Dumnezeu, noi am ruinat biserica. Biserica n-are nimic. Biserica n-are nimic. Biserica este a lui Iisus Hristos, Domnul. Biserica totdeauna va sta în picioare. Problema este că eu am fost rău. Problema este că eu am bârfit. Problema este că eu am crezut că mie mi se cuvine mai mult. Problema este că întotdeauna m-am văzut pe mine bine și pe altul rău. Și am vrut să mi se facă pârtie mie când trec și altuia Dumnezeu cu mila. Și eu trebuie să mă pocăiesc în seara asta și să renunț la pretențiile mele și să renunț la gândurile mele. Unii trebuie să urce pentru ca Dumnezeu din cer să poată să le facă bine și alții vor trebui să coboare în seara aceasta. Nu știu până unde, până la pulberea pământului dacă este cazul, până la pulberea pământului și unii vor trebui să coboare. Aș vrea în această seară Dumnezeu din cer să ridice întreaga adunare. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne însuflețească. Oameni buni, vă chem în seara asta la o pocăință sinceră înaintea Domnului. Vă chem în seara aceasta la o mărturisire. Să iasă în această seară toți iairii. Să spună, da, Doamne, din cauza mea și pentru gândurile mele și pentru nesfințirea mea și pentru răutatea mea și pentru pretențiile mele, s-ar putea să fi blocat în această biserică harul tău. Și vreau să mă pocăiesc, pentru că eu vreau să văd vindecările lui Iisus Hristos. Și vreau să văd copiii lui Dumnezeu pocăindu-se. Și vreau să văd oamenii din lume intrând aici fără predică să pocăiască. Așa cum mi s-a întâmplat într-o biserică, m-am dus la un botez și am citit un singur text. Am vrut să citesc un text. Era ora 9. Am vrut să citesc un text, n-am putut să-l citesc. La jumătatea textului m-am oprit, pentru că coborâse Duhul Sfânt în biserică, din simțeam din singură că s-au strepezit. Și m-am oprit din citit, am închis Biblia și am zis, acum vreau să fac o chemare la pocăință. Să ne aștepți o predică, să ne aștepți o cântare de cor. Dacă ai venit în dimineața asta aici și ești prezent, acum te pocăiești. La ora 92 minute au ieșit aproape 70 de oameni la pocăință, la acel botez. Pentru că Duhul Dumnezeu lucrează. Duhul lui Dumnezeu lucrează și avem nevoie să-i redăm lui Dumnezeu gloria de Dumnezeu și avem nevoie ca în această seară să ne bocăim în sac și în cenușă și orice air în această seară să iasă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, că El trebuie să se pocăiască și trebuie să coboare și în această seară să iasă înainte oamenii care zic sunt un pipiric, sunt un zero. Nu, dacă ești un zero e bine. Pentru că Iisus Hristos e unul, se pune în fața ta și ești de nota 10. Slăvit să fie Iisus. Și să ieșim în seara aceasta, spunem, Doamne, eu am nevoie în această seară să mă vindeci în lăuntru. Eu am nevoie în această seară să mă vindeci în casă. Eu am nevoie să mă vindeci în relațiile pe care le am. Am nevoie de Tine. Dar trebuie, Doamne, să mă smeresc? Sau trebuie, Doamne, să mă ridic să spun, Iisus Hristos este Domnul? Și nimeni nu se poate să-mi ia lucrul ăsta. Niciodată. Mărire lui Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm. Vino, Doamne, vino.